Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru marți, 16 martie. Și acum hai să vedem care o să fie cărțile care o să iasă pentru această zi de marți, zi în care la 27 de minute după miezul nopții, Mercur pleacă din zodia vărsătorului și intră în pești. Prin urmare, mare atenție pentru toată lumea că odată cu intrarea lui Mercur în pești, riscăm cu toții să fim mai încețoșați în gândire, mai visători și mai detașați de realitate. Hai să vedem. Cărțile pentru această zi sunt Luna, șaptele de bâte și patrule de bâte. Ok, interesant. Mai ales că aceste două cărți, în aceste poziții, exact la fel, au ieșit și în etalarea din 11 martie. Prin urmare, aici, pe dragoste și pe sănătate, anumite teme de care v-ați lovit joia trecută pe 11 martie s-ar putea să revină în atenția voastră în această zi. Așa că ar fi interesant să vă uitați din nou la videoul din 11 martie, o să vi-l las aici la linkul din colțul din dreapta sus, să vă gândiți la ce s-a întâmplat pentru voi pe partea de dragoste, pe partea de sănătate în această zi și să vă gândiți oare de ce trebuie să reveniți asupra acelorași teme, asupra acestor gânduri, asupra acestor persoane, asupra acestor acțiuni sau decizii pe care le-ați făcut în această zi. Hai să o luăm de la capăt. Pe partea de dragoste avem aici Arcana Majoră Luna, cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor și care în acest set de tarot în special ne vorbește despre ciclurile naturale. Vedeți aici valurile acestea reprezintă fluxul și refluxul. Și la fel se întâmplă și cu sentimentele noastre. Uneori sunt mai puternice, uneori sunt mai scăzute, dar indiferent în care etapă naturală suntem, fie că suntem la flux și plaja este inundată de ocean, de sentimente, de emoții, fie că suntem la reflux și se mai calmează puțin pasiunea dintre cei doi parteneri, dar ies la iveală alte aspecte ale relației noastre, toate acestea sunt lucruri naturale, sunt logice. N-avem cum tot timpul să fim îndrăgostiți până peste cap ca la început, ca în adolescență. Lucrurile evoluează, oamenii se schimbă, relațiile se schimbă odată cu ei. Și aici e important atunci când observați aceste schimbări în relația voastră, că nu mai e ca la început, că nu mai e ca pe vremuri, să nu vă panicați, ci să înțelegeți că acestea sunt etape normale în evoluția relației voastre și în loc să vedeți partea negativă, că nu mai e așa cum era la început, să vedeți partea pozitivă. Ce lucruri în plus aveți acum pe care atunci nu le aveați în relația voastră? Trecerea timpului, în mod normal, relația ar trebui să se sudeze, să vă cunoașteți mai bine partenerul, să vă puteți baza mai mult pe acesta sau pe aceasta. Și chiar dacă pasiunea s-a mai retras ușor din relația voastră, uitați-vă la plaja întreagă pe care ați câștigat-o odată cu acest reflux, la toate oportunitățile care au venit odată cu trecerea timpului. Și de asemenea, e important aici să vă aduceți aminte că lucrurile se schimbă și este în puterea voastră, în mâinile voastre, să readuceți această pasiune, această conexiune emoțională între voi și partenerul sau partenera voastră. Pentru cei care sunteți singuri sau vă gândiți acum să începeți o relație, să terminați o relație, să începeți alta nouă sau sunteți singuri și vreți să începeți o relație nouă, aici cu Luna este important să rețineți că anumite lucruri vă sunt ascunse. Așa cum Luna are o față care tot timpul este ascunsă privitorului de pe pământ, la fel și anumite aspecte ale persoanei de care sunteți interesați sau interesată vă sunt ascunse, încă nu le știți. Nu spun că sunt neapărat lucruri rele, s-ar putea să nu fie lucruri rele, doar să fiți aici conștienți de faptul că încă nu aveți toate datele problemei la îndemână și ar fi indicat să nu faceți decizii drastice. Mai ales că odată cu intrarea lui Mercur în pești, gândirea noastră, logica noastră, raționamentul nostru sunt cumva dizolvate în această zodie care ridică toate barierele și dizolvă limitele dintre real și imaginar. Pe partea de sănătate avem aici șaptele de bâte.
După cum v-am spus și joia trecută, când a mai ieșit această energie pe partea de sănătate, șaptele de bute ne vorbește despre binele colectiv, despre nevoile societății și a grupului din care facem parte și ne readuce în prim plan importanța conexiunilor umane dintre noi și ceilalți. Și doar pentru că trecem printr-o pandemie, printr-o perioadă în care trebuie să respectăm anumite reguli de distanțare socială, asta nu înseamnă că și relațiile sociale trebuie să se dizolve odată cu aceasta. Aveți la îndemâna voastră, în telefonul pe care îl țineți acum în mână sau în ecranul calculatorului la care vă uitați la acest video, toate uneltele necesare pentru a construi relații sociale, pentru a interacționa cu oamenii din jurul vostru, pentru a-i ajuta pe cei mai sensibili și mai delicați din societatea noastră. Aici, cu șaptele de bâte, ni se readuce aminte încă o dată că suntem un tot unitar, că la nivel global avem o singură energie și că atunci când unui om îi merge rău, acest lucru ne influențează toată umanitatea. Prin urmare, dacă puteți să oferiți ajutor cuiva astăzi, faceți acest lucru. Acest ajutor nu trebuie să fie neapărat unul fizic, material, poate să fie și o vorbă bună, un gând frumos, un mesaj frumos trimis cuiva pe rețele de socializare, pentru că toate aceste lucruri, toate aceste interacțiuni sociale ne ajută foarte mult în plan mental și în această perioadă, în ultimul an, au fost foarte mulți oameni afectați la nivel psihologic, mental, de toată această distanțare socială, de toate schimbările care au intervenit în societatea noastră. Și aici, cu șaptele de bâte, ni se readuce aminte că este de datoria noastră să îi ajutăm pe cei din jurul nostru. Da? Șaptele de bâte este o carte de datorie. Prin urmare, aici, pe partea de sănătate, trebuie să găsiți care este datoria voastră, cum puteți voi să-i ajutați pe cei din jurul vostru și în acest fel o să vă ajutați și pe voi înșivă. Bineînțeles, nu vă puneți în pericol, respectați regulile de distanțare socială, dar în același timp, doar pentru că suntem distanțați fizic, asta nu înseamnă că trebuie să ne distanțăm și emoțional. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem patrule de bâte, o carte foarte frumoasă, de foarte multă stabilitate, succes și motiv de sărbătoare. Aici, cu aceste patru bâte, oamenii vin la voi, vă apreciază acest turnuleț frumos pe care l-ați construit în cariera voastră, în afacerea voastră, în investițiile voastre și s-ar putea ca o parte dintre acești oameni care v-au observat succesul să vină să vă ceară un sfat, să vă întrebe cum ar putea și ei să obțină ceea ce ați obținut voi, dar în același timp țineți minte că succesul acesta poate să vă aducă și oameni care vă vor rău, oameni care vă invidiază, care sunt geloși pe succesul vostru, pe rezultatele voastre și e foarte important să vă protejați de acești oameni, să vă protejați atât energetic cât și fizic, material. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un gând frumos pentru această zi. Și până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să mă lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare, ce elemente pe partea de dragoste și de sănătate au reapărut în viața voastră, elemente de care v-ați mai lovit și săptămâna trecută. Și dacă v-a plăcut videoul, bineînțeles, nu uitați să dați un like. Hai să vedem. Două mesaje pentru această zi. Hai să le vedem pe fiecare. Primul. Fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat. Îmi recunosc propria putere. Și al doilea mesaj. Iubirea mea e nelimitată. Unul dintre beneficiile faptului că mă iubesc este acela că încep să mă simt bine. Două mesaje foarte frumoase care vă readuc aminte că puterea este în mâinile voastre și că atunci când vă schimbați modul de gândire și modul în care vă relaționați cu voi înșivă, toată realitatea din jurul vostru o să se schimbe în consecință. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!